Bună seara, suntem în direct la Marea Dragoste, sunt Alice Năstase Buciuta, ca de fiecare dată cu o invitată extraordinară în studioul Canal 33. România vin doar oameni de valoare de la care avem ce învăța și care ne ajută să schimbăm în bine lumea în care trăim. Sunt tare bucuroasă și mândră și onorată să o am din nou alături pe doamna doctor Florinela Stoianovici, prietena mea, doctorița mea, maestra mea, învăț de la tine, Florinela Stoianovici, să previn boala, să o țin departe de mine, să rămân în sănătate și emisiunile noastre au mare succes și am primit multe reacții și multe întrebări și îți mulțumesc că ai acceptat să fii din nou alături de mine la Marea Dragoste. Bună seara tuturor! Eu îți mulțumesc, Alice, pentru că ești un moderator de excepție și ești gazdă aici alături la Canal 33 pentru o astfel de tematică, pentru sănătate, pentru starea de bine a corpului omenesc și pentru atât de multe lucruri care țin de partea spirituală. Așa este, aici susținem creșterea spirituală a oamenilor, a pământului. Alexandru Răducanu, fondatorul postului de televiziune, este și fondatorul unei mari școli de spiritualitate. Cu îngăduința ta prezint ultima carte a editurii Cărțile Tango, Cele mai frumoase miracole, cu povești ale maestrilor din zona spirituală, inclusiv Alexandru Răducanu și alți colegi ai noștri, Ramona Popescu, Roxana Gabor Iliescu, sunt nume valoroase care semnează povestiri legate de trezirile lor spirituale și de felul în care au îndrumat alți oameni mai departe pe acest drum și deja am un proiect să scriem mai departe și să dăm mai departe lucrurile acestea care ne deschid către spiritualitate, către sănătate. Acum chiar mă gândesc, poate am să te rog și dacă ai să vrei să găsești o variantă să scrii ceva care să aducă legătura dintre medicină și spiritualitate atât de valoroasă. Tu ești un medic deschis spre spiritualitate. Da. Îți mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc mai ales că toate provocările tu le faci cu mine în direct. Așa este, da. Noi suntem și cunoștințe foarte bune și n-apucăm să vorbim despre asta și întotdeauna în direct îmi propui lucruri interesante și îți mulțumesc. Știi că răspund la provocări. Așa că da, răspunsul este da, sigur că da. De ce nu? Pentru că este foarte interesant. Este și subiectul care, să zicem, este cel mai important lucru pentru mine, de fapt. Și pentru noi toți, nu? Trăim sigur niște vremuri în care, de fapt, trebuie să ne focalizăm atenția asupra stării de sănătate, în primul rând, și pentru a evolua spiritual în același timp. Au legătură una cu cealaltă. Au legătură foarte mult. Medicina holistică chiar asta spune, că, într-adevăr, în medicina holistică și o promovezi, știi, de 12 ani, în România și în străinătate, de fapt asta și spune că de fapt boala este o problemă spirituală, adică este un blocaj la nivelul corpului, la nivelul corpului energetic, care ne îndeamnă să aflăm acel de ce și apoi să evoluăm spiritual.